încă de la primele ore ale dimineții, primarul Ion Ciocan a intrat hotărât în secția de votare la care este arondat, decis să dea un exemplu tuturor locuitorilor din comuna Osica de Sus. Unde sunt și eu? Aici. Stupoare însă, membrii comisiei din secția de votare nu l-au lăsat să voteze. Motivul pare unul banal, dar incredibil pentru un edil. Iată momentul în care a aflat că nu își poate exercita dreptul la vot. Edilul a încercat să rezolve problema și a început să dea telefoane. O fi însă tehnologia ultra performantă, dar poza de buletin nu poate fi realizată deocamdată prin telefon. Așa că Ion Ciocan a fost îndrumat să facă o scurtă vizită în municipiul Caracal, la sediul Direcției de Evidență a Populației la care este arondat. Alo, vă salut, Ciocan, mă numesc, sunt primarul de la Osica de Sus. Vreau și eu, vă rog frumos, am un buletin care a expirat de 9 zile. Cum să fac? Ce trebuie ca să vin repede să-l refac și eu? Să pot să votez. Da? Păi nu mai sunt căsătorit că soția mea a decedat. Așa, da? Am înțeles, da? În Osica de Sus, normal. Păi altfel nu m-ar alege ăștia, n-aș mai fi primar. Cartea de identitate a primarului din Osica de Sus a expirat pe data de 23 octombrie.